Am foarte, foarte multe perechi de cercei statement, cercei din ea mari și vreau să vi-i arăt, pentru că m-am gândit de mult să filmez un vlog cu colecția mea de cercei statement și în sfârșit îl filmez acum și vă arăt cercei pe care i-am în stânga mea și sunt frumos rău și uitasem de unii dintre ei până să-i adun într-un loc ca să fac vlogul ăsta. Pereche de cercei de genul ăsta a fost asta. Cerceii ăștia i-am luat din releve, din Balif, din Ploiești. Cine din Ploiești știe la ce mă refer. Cu vreo 30 și ceva de lei. Nu am o poză cu ei, vin așa în urechi. Și de aici a început toată nebunia mea cu cercei statement. O să vă inserez aici în stânga fotografii cu toți cerceii pe care vi-arăt ca să-i vedeți cum vin în ureche. Cred că am cu majoritatea dintre ei câte o fotografie să vă arăt. Așadar, aceștia au fost primii cercei statement. După care au urmat ăștia, tot din releve, cumpărați la o distanță foarte mică, la câteva săptămâni față de primii, și cu ăștia n-am nicio poză, dar vin așa în ureche, cred că vă dați seama de ei. Și așa au fost tot așa, destul de ieftin. Nu știu dacă să vi-i arăt, dar nici nu știu de fapt ordinea cum i-am luat. Știu clar că ăștia au fost primii și nu vi-i arăt nici după firme în mare. Vă spun de unde i-am luat pe fiecare, dar iau la mână cum îmi vin. Perlele astea sunt de la Pursuit. Sunt extraordinar de frumoși, mi-e plac foarte, foarte mult. De pe Pursuit să știți că mi-au foarte mulți cercei și majoritatea sunt de acolo și de la Zara. Așadar, vă las linkul în descriere cu magazinul ăsta de cercei care este genial. Și dacă mergeți în Cluj la outlet-uri, găsiți niște cercei de la Zara la niște prețuri bombă. O singură pereche o am dintr-un outlet din Cluj, nici măcar nu i-am cumpărat eu, ci m-a sunat prietena mea din Cluj și mi-a arătat pe video și mi-am ales o pereche, însă ăsta e ca pont. În Cluj, în outlet-uri, e plin de așa ceva. Pe ăștia, tot de pe Pursuit îi am. Este un model care a fost și la Zara. Îmi plac extraordinar de mult, doar că am avut surpriza să-mi pice câteva pietre și în momentul în care le-am lipit, le-am atins un pic de picătura și s-au cam stricat, s-a luat din luciu. Însă sunt extraordinar de frumoși, îmi plac foarte mult și dau extraordinar de bine în ureche. Tot de pe Pursuit am perlele astea lungi. Cercei ăștia sunt extraordinar de ușori, nici nu-i simțiți în ureche și au un efect wow, sunt și lungi și ușori. 2 in 1. Ăștia nu sunt chiar statement, dar îmi plac mie foarte mult. Cred că i-am de la H&M. I-am pus în vlogul ăsta pentru că nu sunt chiar atât de mici. Nu știu dacă am poze cu ei, dau așa. Da, pe ăștia am de la H&M. Mai am unii de la New Yorker, dacă tot am ajuns la partea asta. Bine, luați de mult, nu știu dacă îi mai găsiți acum. În mod sigur nu îi mai găsiți acum. Eu mai am pe ăștia de la New Yorker, care tot așa sunt foarte drăguți. Nu sunt mici, dar nici extraordinar de mari. Tocmai am dat cu piciorul în cameră și v-am mișcat și nu cred că mai sunt în aceeași poziție. Anyhow, mai sunt ăștia mați care mi-au plăcut foarte mult de la Meli Melo, doar că s-au cam stricat. Nu mai au aceeași textură, s-au și murdărit un pic. Dar mi-au plăcut foarte mult, sunt foarte frumoși. Pe ăștia de ce am luat de la Meli Melo? Am descoperit eu acum vreo 2 ani când mă duceam eu la sală în București, lângă Orhidea. Un magazin, o insuliță din asta în Carrefour, în Orhidea, unde vindea cercei. Și cred că am 2 sau 3 perechi de acolo. Nu-mi dau seama de unii de unde sunt, dacă sunt de acolo sau nu. Anyhow, ăștia sunt unii dintre ei. Cu ăștia nu cred că am nicio fotografie, dar mi se par foarte drăguți. Așa arată în urechi. Tot de acolo din Carrefour, din Orhidea, i-am mai luat pe ăștia pe care îi port extraordinar de des când ies în oraș, mai ales. Și la poze am o grămadă de poze cu ei. Așa au fost foarte ieftini, în jur de 15 lei. Îi port foarte des pe ăștia. La fel cum îi port și pe ăștia pe care efectiv nu mai știu de unde i-am luat. O să mă uit pe Facebook să văd dacă i-am etichetat în vreo fotografie, că de obicei etichetez toate produsele. M-am defocalizat. Toate produsele pe care le port în fotografii, etichetez magazinul. Nu este etichetat niciun magazin la fotografia cu cercei ăștia, dar și ăștia sunt unii dintre preferații mei de
ținute din astea casual, îi port foarte des și pe aceștia. Sunt foarte comozi, foarte ușori, dar efectiv nu mai știu de unde i-am luat. De altfel, nici pe aceștia nu mai știu de unde i-am luat. Sunt două cruci, au efectul ăsta de ruginit, dar nu mai știu. Sunt destul de vechi, cred că sunt luați cam în aceeași perioadă cu primii cercei mari pe care vi-am arătat. Ăștia sunt, cred, din H&M. Ori H&M, ori Bershka, ori Stradivarius. Oricum, nu Zara, nu Pursuit. Și n-am apucat să-i port până acum în nicio poză. Am o ținută în care aș putea să-i integrez. Îmi reflectă toată casa în ei. Sunt cu franjuri și sper să reușesc să fac o fotografie și cu ei. Sassimo, iar un magazin foarte bun de accesorii, care îmi place foarte mult. Cercei ăștia i-am de la Sassimo și în momentul în care am găsit rochea de mireasă perfectă pentru mine și am văzut că modelul respectiv purta fix cercei ăștia, am zis că la nunta mea o să port cercei ăștia. Sunt superbi, sunt superbi, 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 îi ador. Și există și varianta lungă, cred că îi găsiți și pe Pursuit, oricum. Vă las linkurile tuturor magazinelor pe... în descrierea clipului, îmi tot defocalizează, nu știu de ce. Tot vorbeam de Pursuit, ăștia sunt de acolo. Să se focalizez din prima. Și am luat, cred, anul trecut, vin așa în ureche. Vi tot arăt pentru că nu-mi dau seama exact dacă am fotografii cu toți, o să le și inserez aici. Dar dacă nu am, să-i vedeți și în urechile mele. Stai un pic. Păi nu stai într-un loc, o să zic că a venit iubitul meu acasă și că se audă niște zgomote pe aici, o să filmez în continuare. Deci a venit iubitul meu acasă și o să se audă zgomote, dar termin imediat de arătat toți cercei ăștia. Așadar, tot de la Pursuit sunt și frumusețile astea. Cercei ăștia sunt destul de grei, dar au un efect wow și... merită. Și tot de pe Pursuit, ca să terminăm cu cercei de acolo, îi am și pe ăștia. Ăștia cercei basic, cred că toată lumea are modelul ăsta de cercei. Sunt rose gold, sunt destul de ușor și ăștia. Pe ăștia îi am de la H&M. Nici nu intră în cadru de lungi ce sunt. Sunt superbi, dar sunt destul de grei. O franjuri, dați-o vă arăt să le vedeți un pic detaliile. Sunt foarte, foarte, foarte frumoși și ăștia i-am găsit, sunt unii din cercei mei preferați și i-am găsit la un târg de vechituri. Știu că am dat 50 de lei pe ei, la Romexpo. Și îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Mai sunt 4 perechi de cercei de la Zara. Ăștia sunt cei de la outlet-ul din Cluj, pe care mi-a luat Patricel cu 18 lei. Și sunt spectaculoși, sunt foarte mari. Și asta îmi place foarte mult. Mai sunt ăștia tot de la Zara cu pietre. Mă enervează că trebuie să focalizez manual la fiecare. Ăștia au fost primii pe care eu i-am luat de la Zara. Cred că îi mai găsiți pe Pursuit acum. La Zara nu îi mai găsiți sigur. Nu vrea să-i focalizeze deloc. Am mai multe fotografii cu ei, o să aleg una. Așa au fost primii cercei pe care eu i-am luat de la Zara și sunt foarte, foarte interesanți. Și îi mai am pe ăștia din spate, din setup, ăștia, din nou, Zara. Ce pot să vă spun este... Ah, mai am unii! Uitam complet, doamne, de minunățile astea. Oana Savu, Creations. Vă las linkul către Instagramul ei în descriere. Mi-a trimis 2 perechi superbe de cercei, lucrate manual. Am zis că las cei mai buni la final și uitam de ei, efectiv. Asta este una din perechi cu... Nu. Știi când te grăbești și nu te ajută nimic? Nu se focalizează când trebuie. Asta este una dintre perechi cu scoici și mărgele atașate manual. Superbi, superbi, îi ador. Și ultimii minunățiile astea de cercei cu care am făcut pozele în match de anul trecut. Știa Oana că îmi plac perlele și mi-a dat cercei ăștia și un colier cu o perlă pe care nu vi le arăt acum pentru că este un vlog despre cercei statement. Punem
cercei din setup înapoi. Asta nu cred că era aici. Cred că era... Nu știu unde era. Cred că aici. Anyhow. Și mă duc la cumpărături cu iubitul meu, pentru că mă așteaptă de 5 minute deja. Vă las link-uri în descriere cu toate site-urile de pe care eu îmi iau cercei statement și v-am mai spus și Zara, H&M, Bershka, Stradivarius, dar mai ales Zara. Și nu uitați de outleturile din Cluj cu cercei de la Zara mai ales și Sassimo și Pursuit și Oana Savu Creations și cred că atât. Vă pup! Ne vedem peste 2 săptămâni!